În afară de faptul că Vlad și cu mine suntem prieteni de o viață, în afară de faptul că îl admir și îl respect, după mintea mea fiind, dacă nu cel mai bun, printre primii operatori, creatori de imagine în țara asta, ce iubesc la Vlad foarte tare este pasiunea cu care face tot ce face. Niciodată un artist adevărat nu e sigur de el. Sigur sunt alții, nu artiști adevărați. Și atunci, două capete văd două lucruri diferite. Și datoria mea ca montor, în primul rând, este să îi cenzurez regizorului gândurile, să-i arăt și o altă variantă, un alt fel de a pune imaginile la rând. Pentru că asta e marea bucurie în montaj, cu cinci imagini poți să faci trei filme. Sigur că e foarte greu și destul de complicat să îi schimbi gândirea de 2 ani de zile unui creator în câteva minute. L-am șocat de câteva ori venind cu niște idei. Spre exemplu, mie mi-ar fi plăcut într-o fază incipientă ca filmul să înceapă cu secvența Emei din pod când o întreabă, vorbești, nu vorbești, că era pentru mine de un mare impact. Marele avantaj al lui Vlad, deși noi doi suntem berbeci, amândoi, este că niciodată n-a luat decizii emoționale. Când am spus, ok, având avantajul că montam pe electronic, putem să facem câte variante vrem, nu asta era problema. Și a zis, bun, las-o așa, dormim, ne întoarcem. Și până a doua zi și spunea, da, dar. Și atunci, multe din propunerile, sugestiile pe care am avut ca și rezultatul final îmbină într-un mod în care nu mai pot spune că eu am vrut sau că numai el a vrut. Sigur că e filmul lui, adică să ne înțelegem. Dar eu sunt de părere că din 10 prostii totdeauna este un lucru inteligent. Și prefer să am... Eu nu fug după 2 iepuri ca să prind unul, fug după vreo 12, că doar îi prinde unul. Mie îmi place foarte mult să montez și am fost și la filmări, am stat de multe ori de vorbă cu el. În principiu, dacă vă spun așa, a fost o variantă în care renunțasem de tot la începutul ăsta cu copilăria și îl strecuram între picături, să-l facem așa un film de acțiune și mai departe. A fost o variantă mult mai lungă, primul material pus la cap care avea 150 de minute, cam așa ceva. Acum are 112, 14, 19, ceva de genul ăsta. Și ne-am lungit, ca să zic așa, la a pune flashback-urile. Și eu la un moment dat am făcut așa un panou mare cu tot peretele, cu toate secvențele, știi? Și am spus, uite unde vin, unde le-ai pus acum. Dacă îmi face un perete decorat, ți-ar place unde stau? Pentru că filmul trebuie să aibă o unitate, filmul trebuie să fie o armonie, chiar dacă spectatorul nu o vede așa cum vedeam noi pe perete, dar o simți. Zici, da, dar. Ori, când m-am întors în România, am spus lui Vlad, băi, zic, vreau să iau un Oscar cu tine. Bun, pe vremea el nici nu trecea pe-n cap să facă el vreodată un film, dar partea mai frumoasă ca să închei este că i-am spus, știi ce greșeli ai făcut? Da. Dar este filmul meu, ăsta sunt eu și e normal să fie așa. Îi zic, lasă că la al doilea o să facem altfel. Știu eu dacă mai fac al doilea film, o să-l mai facă, vă spun eu.